Uite cât de tare e chestia asta. Salutare de lor, aici pe păr cu al cincilea episod din Far Cry 3. Nu uitați și tu să apeși butonul de like înainte să înceapă, de fapt deja a început în orice caz episodul bun. Așa. Mă, e bine, se pare că nu pot să zic mergem, nu? Cred că zburăm, da, evident. Zburăm destul de rapid. 500 de metri, din ce în ce mai puțin. Știi ce? Cred că o să aterizez cu chestia asta în apă. Am și uitat cum se numește, uite. Intrăm în zona asta unde nu mai putem folosi radarul și nici mapa. Și cred că o să trebuiască să aterizăm forțat în apă, pentru că dacă o să aterizez acolo, cel mai probabil o să mor. Și nici nu mai am foarte multă medicină, așa că... Oh, da. Mă sună doctorul, ce dracu? A, e Daisy? Ok, e bine. E Daisy, atunci dacă e Daisy, e bine. Deci mai întâi trebuie să oprim alarmele. Ok, am înțeles. Uite-l pe unul aici. Bun, mai întâi trebuie să oprim alarmele. Apoi, probabil, să furăm... ceva. Ce faci, mă, prieten? Ți-a fost dor de mine? Cred că da. Cred că da. Kill the camp operator. Bun. Mai întâi trebuie să dau disable la alarme. Apoi. Apoi trebuie să îl omor pe un tip și să-i fur cheile. Cheile către prison, adică închisoare, ceva de genul. Stai să... Ok. Vreau să găsesc cât mai mulți din ăștia. Probabil tipul ăla e, da. Cred că de la ăla trebuie să iau. Mai sunteți, mă? Opa, ia uite cine e acolo. Cred că acolo e alarma. Da, uite. E pe mapă și cred că acolo e alarma. Cred că era o alarmă. Aici, da, unde l-am omorât pe tipul ăsta. Atât. Ok, am dat disable la alarmă. Ceea ce e bine. Ah, cred că mai trebuie să mă duc și aici. Bun. Păi, m-aș duce eu pe aici, dar... mai e încă unul în spate, așa că... Ok, nu vreau să mă fucking vadă. What the fuck? Asta a fost ciudat. Probabil am fost la prea multă distanță, la prea mare distanță și din cauza asta ce aveți, mă? Stați-mă calmi, că nu se întâmplă nimic. Decât o să vă omor atâta. Oh, shit. Salut. S-a făcut o poză, nu te supăra. Ok, se pare că pe aici nu mai e nimeni, în afară de tipii ăștia. O să fiu cât de sneaky pot, dar nu prea cred că o să-mi reușească faza asta, așa că o să trebuiască să-i omor. Oh! Opa! Cred că e cineva pe... Uite, aici cred că aș putea să-l omor. Așa, uite, la trag aici, bun. Ca să nu-l vadă.
Chewbacca, bun! L-am omorât și am furat și cheile. Fuck! Ce dracu, nu l-am văzut! Să-mi bag piciorul dacă l-am văzut pe ăsta. Și nu mai am așa de mult HP, în fine. Ok, off-camera o să caut eu de-astea frunze și chestii ca să-mi fac seringi. What? Ok, niște bugulețe mi... Nici n-am văzut că am... spart un butoi de ăla și... În fine. Cred că am uitat să fur... Headshot, bun. Ah, fuck. Nu pot să-mi fac și o treaba, mă, oameni buni. Fără să veniți voi, ha? Fără să veniți voi. What the fuck, cum l-am luat pe ăla? În fine. Stai că mai vine unul. Să nu tragă în butoi că... Oh! Cred că asta și vrea să... Facă-mi. Oh, nice că pot să-mi dau heal și așa. Cred că dă cu grenade, fraierul. Ia uite. Tu erai, mă, băgate și în... Baterii și chei. Oh, shit. Grenadă! Hai, mă! Hai, mă! Prea șmecher. Artificii, ce? Artificii... Artificii și chiar șmechere. A, bine că țip, mă. Ce dracu avem noi aici? Bănuți, oh. Oh. Cred că pe, pe aici e curat. În afară de tipi ăștia. Tu mort. Tu și mai mort. Tu cel mai mort. Atât. Cred că am făcut puțin curățenie și pe aici. Sau nu. Oh, fuck. Să nu îndrăznești. Opa. Aud pe Eliza. Fuck you. Să nu îndrăznești să deschizi ușa, frere. Ah, e un videoclip, băgam și picioarele și credeam că... M-au fraierit. Uite, Vascu e aici. Liza. Violatorilor. Ah, fuck. Serios? Asta trebuia... Nici o problemă, mi-am luat o armă în gură. Ah, nu e problemă. Unde sunt Liza și Vas? Și Riley. Băgam și piciorul în tine, Vas. Ink, ink parcă cerneal înseamnă. Nici să nu îndrăznești să o împuși pe Liza.
Cred că Vas și are și Vas o problemă în familie, probabil el nu mai are, dar pana mea, adică dacă el n-are familie, trebuie să n-aibă nimeni. That I need to make a fucking choice. By the way, this lighter really sucks. Nici să nu îndrăznești să prinzi chestia aia. Să nu îndrăznești. Mi-a dat-o mie? Mi-a dat mie bricheta? Oh, nu. Ah, fuck. Ah, ce pot să fac acum? Oh. Ah, nice. Lisa. No. Oh. Fuck. A mușcat și niște ciment, dar nu-i problemă. Da, Liza, I'm coming, pe dracu, că dacă mai ajung eu la ea, poți să-mi zici direct PewDiePie. What the fuck? E greu, e greu. Sunt prea multe flăcări și nu vezi pe unde trebuie să o iei. Asta e ciudat. Și da, joc pe windowed, nu pe full screen, ceea ce face jocul și mai greu. Pe aici, cred? Nu. No. Oh, shit. Ok, lasă-mă să mă gândesc. Nu. Ah, ok, trebuie să trag în astea. Save-i, de unde sunt? De ce dracu am căzut în flăcări? Serios? Serios? Bine, la faza cu țevii le-am înțeles-o, deci trebuie să trag în țevii, asta nu e nicio problemă. Trag în țevii. Hai să tragem în țevii. Mă sinuci dacă nu trag în țevii. Unde sunt? Și acum ce? Oh, shit. Ok, ardelor, o să revin după ce scap din toate flăcările astea, ok? Revin imediat. Doamne, deci știi, când a bubuit în dreapta mea ușa aia, pe acolo trebuia să o și iau. Doamne. Dă-i în mama e de ușă. Fuck. Ok, apăs de mai multe ori pe W. Asta e bine. E, mai așteaptă și tu cu femeie. Nu! Nice. Ai, uite. Ok.
Ce ne-am face noi dacă n-ar fi apă? Ce ne-am face noi? Heat, heat cred că înseamnă căldură. Cel mai probabil. Mă, e nasol că e și pe... Oh! E pe, nu pe, nu e pe ou, e pe timp, asta e, asta e faza, știi? Am ajuns la ea, bun, dar cum ieșim, asta e șmecherie. Și ideea ta care e? Haide, Virgino! A, șmecherie, probabil s-a lovit și la sâni. Dar asta e partea a doua. Shit! Mamă, a scăpat mai repede decât mă așteptam. Mașinuța, haide, Liza! Mișcă-ți bucile alea mai repede. Oh, fuck. Se aud ciobănii de ăștia. Și că Liza conduce. Se putea mai bine de atât. A femeile astea. Ok, am apăsat băga mea și piciorul. Ia, a pornit în sfârșit. Gata, am salvat-o pe Liza, cred. Să protejez mașina. Oh, ce faci, mă, tipule? Pare destul de ușor. Șmecher. Bă, cred că a rămas decât jumate din tipul ăla. Bye, bye. Conduci super șmecher, Liza, stai tu liniștit acolo. Oh, fuck. Uite, aici. N-am avut destulă țintă, băga mea, și piciorul în ținta mea. În ținta mea, nu! În sfârșit. Haide mă, Jason, că și tu ai prea mari pretenții de la femeia asta să conducă și încet să și... E ceva de genul, grăbește-te încet, știi? Oh, ce șmecheresor ăsta, mă, dar nu cred că ne mai atacă nimeni, nu? Bagă piciorul în ea, dă-i blan acolo. Asta e, prietene. Ne vedem pe lumea alta. A, a murit motorul. Mângâie cheia, nu știu, bagă-ți piciorul în pedală, fă ceva. În fața noastră? Oh. Ah, virginilor, în sfârșit. Na, nu, nu cred că e timpul să-mi dau heal. Uite acum e. Calcă-i. Calcă pe ei. Calcă pe ei. Calcă-i pe ei. Serios, Liza, așa de repede conduci? Să știi că nu o să știi niciodată ce a lovit. Decât un tip Jason și o gagică Liza. Grant nu mai e, Riley... Riley nu știu unde e.
Deci, pe Daisy am găsit-o, pe Liz am găsit-o, oh, fuck. De cât fete am găsit? Probabil că la asta mă pricep și eu mai bine să găsesc fete, cine știe. Achievement unlocked, bun, alt... alt achievement și scrie acolo cea mai urâtă întâlnire ever. Păi să știi că ai dreptate. Cea mai nasoană întâlnire. Find the way to the cave. Find the way to the cave. What the hell? Trebuie să găsesc un fel de... Ah! Uite peștera. Bun, skill-uri noi. Oh, 3 skill-uri. Și mai chiar... Ia aici ce putem. Mai am puțin. Ok. Și unul aici. Să not mult mai repede, 25%, să not cu 25% mai rapid. Ok. Și aici ce e? Mai exact ce obiectiv am? Ce bine, mă. Uite-o pe Daisy. Bai, se întâlnesc fetele, yay! Vreți să vă dau și niște păpușele ca să vă jucați? Ok. But I found this boat. If we can repair it, we have our ticket off the island. Yeah, and straight to the bottom of the ocean. Says the boat expert. But I do need some help. Femeie, eu te-am... De fapt, stai că nu te-am salvat, eu te-am salvat, doctorul. Dar totuși, eu sunt băiatul cu ciuperca, adică poți spune și asta. Ok, find the power head inside the cave. Ia uite cât de repede not acum, păi da. Păi da, se poate. Vas Montenegro, ia. Prea șmecher tipul ăsta, doar că e pervers. În orice caz e pervers. Deep. Și cred să găsesc un... shit pe aici, prin zonă. Oh. Cred că chestia asta e, da? Da. Hai că am găsit-o. Așa. Mă întreb dacă astea sunt niște tatuaje permanente sau așa pentru ceva timp. Cred că permanente, în orice caz. Bun, am găsit șmecheria Daisy. Hey, you found it. And since you're carrying it, you can hook it up. Nu mă pricep. Și cum am putea noi să scoatem barca asta de aici? Da, în fine. Cum? Haide, mă, trebuie să vorbesc din nou cu Liza? Adică, bine, hai să vorbesc cu ea. Și acum zice, lasă-mă în pace! Nu vreau să vorbim! Dacă, știi, cam așa se întâmplă toate filmele. Dă un pupic. Dă un pupic să treacă. Dacă știți cum face, cum faceau mamele voastre când erați mai mici, vă loveați și dă să pupe mama să treacă sau ceva de genul. Ok, ardeilor, cam atât din episodul 5 din Far Cry 3. Dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși butonul de like și ne revedem în episodul următor. Bye, bye!